V-am găsit în acest video, ne uităm la poze și cum putem să scoatem background-ul lor existent. Am luat cele două poze trimise de dumneavoastră și putem să le practic scoatem background-ul cu următoarea metodă. Avem în partea de din dreapta radiera, ca să fac un pas în spate să vă explic, pur și simplu în partea de cod am mers la personaj și la partea de costume am încărcat cele două poze, da? Pot fi oricâte, urmând să le editez rând pe rând. Da? Cum ziceam înainte, iau radiera și practic încep să șterg. Dar înainte de a face acest lucru ca să fie mai ușor, voi alege un background, nu ne interesează ce background este, da? Așa arată în acest moment personajul nostru. Veți vedea pe măsură ce ștergem din background că vom vedea, da, tot mai puțin din această parte albă. Acum putem să facem, în primul rând, din mare, cum ar veni, cu o radieră mai mare. Putem schimba mărimea ei aici, urmând ca cu o mărime mai mică să ștergem pe locurile mai sensibile, să definim conturul mai bine. Da? Așa. Bun. Nu voi face până la final pentru că cred că ați prins ideea deja. Salvez. Salvează acum. Bun. Putem să-l lăsăm în formatul existent, adică JPG, sau putem să-l convertim în formatul vectorial, deși nu avem un beneficiu neapărat. Adică dacă vrem să folosim băiatul așa cum este, nu își are sensul formatul vectorial. La a doua imagine avem practic aceeași problemă, doar că background-ul diferă, putem să începem să ștergem. Mai am tăiat mai mult decât mi-aș fi dorit din păr. Așa. Deci să vedem rezultatul. Da? Puteți observați deja că da? Și pe măsură ce ștergem, aici vedem partea asta cu pătrățele gri și alb, dar în partea de lucru putem să vedem, de fapt, decorul nostru încărcat. Bun, cam asta e cu background-ul imaginilor. Țineți minte că, practic, vrem să ajungem la bucata asta cu pătrățele, să fie vizibilă și atunci vom putea spune că, într-adevăr, nu vor apărea imaginile, mă rog, background-ul respectiv, background-ul inițial. Puteți face scroll la stânga și la dreapta ca să ștergeți și până în capăt, da? Bun, cred că ați prins ideea. Mult succes!